Bine v-am găsit la știri! Alba Iulia are în premieră un hotel de 5 stele. Hotelul medieval a fost amenajat în fosta clădire a Manutanței din cetate. Evenimentul de inaugurare s-a desfășurat seara trecută și a reunit oameni de afaceri, politicieni, persoane cu funcție de conducere în administrație și oameni de cultură. Bine ați venit în casa nouă, la hotelul medieval de 5 stele, în Alba Iulia. Seara trecută a fost tăiată panglica hotelului medieval, primul hotel de 5 stele din Alba Iulia. Investiția aparține societății Grup Cointresa, care administrează și traseul celor 3 fortificații. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut aici și pe primăria de asemenea și pentru colaborarea deosebită pe care se vede că ați avut-o aici. Și în primul rând vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să ne mândrim mai mult cu Alba Iulia decât am făcut-o până acum. Și este un lucru extraordinar. Și totodată vă mulțumesc că putem să ne lăudăm și noi cu ceea ce ați făcut dumneavoastră. Sper că nu vă supărați de asta și chiar vă bucurați. Vă felicit și vă ofer atestatul de clasificare pentru 5 stele la hotelul medieval din Alba Iulia. Vă mulțumesc în mod deosebit că sunteți alături de noi în această seară. Pentru mine și pentru partenerii mei este un eveniment deosebit pentru faptul că efortul a câtorva ani de muncă în acest loc ne-a ajutat să realizăm așa o idee pe care am avut-o la început. Dar sunt fericit că municipiul este partener într-o zonă deosebită. Sunt fericit că am găsit oameni care investesc banii lor, sudoarea lor, ca noi să ne simțim bine și să ne lăudăm. Asta este foarte bine. Alba Iulia nu mai este Alba Iulia de acum nu mai știu câți ani. Investiția în amenajarea hotelului se ridică până în prezent la aproximativ 4,2 milioane de euro. Ca spațiu de cazare, hotelul dispune momentan de 22 de camere, dintre care 13 duble, 3 twin, 5 garsonere și un apartament. La parter și subsol sunt amenajate spații de restaurant decorate în stil clasic, sala regală, sala de nord, sala frumoasei priveliști și sala cavalerilor. Hotelul deține și o sală de conferință de 200 de locuri, iar în viitor va avea și un spa. În restaurant, după cum bine îl puteți vedea, personalul este puțin diferit. Noi avem așa zisele domnițe care au un costum medieval. Turiștii de obicei rămân foarte impresionați de calitatea serviciilor, de primire, de meniul tradițional pe care îl pot găsi la noi. Este foarte variat și bine ales. Hotelul a fost amenajat în Palatul Manutanței. Acest edificiu a fost prima construcție realizată de către Imperiul Austriac în cadrul cetății bastionare de tip Vauban, Alba Carolina, din municipiul Alba Iulia. Construcția a beneficiat de un întreg program de restaurare între anii 2006-2011, fiind reconfigurată în scopul organizării unui hotel de 5 stele. Bună ziua, bine ați venit la Hotel Medieval! Ne aflăm într-una dintre cele 22 de camere ale acestui hotel. Toate aceste camere au fost decorate în stil clasic, iar pentru acest lucru s-au folosit doar lemn, piatră și metal. S-a acordat de asemenea o deosebită atenție decorului, așa că o să întâlniți tot felul de obiecte care vizează epoca medievală. Sfeșnice, ceasuri, tapiserii, toate acestea s-au făcut pentru a se recrea imaginea unei epoci, însă în condiții de 5 stele. Hotelul medieval din cetatea bastionară de tip Vauban Alba Carolina asigură, pe lângă serviciile hoteliere și de restaurant, și diferite facilități pentru desfășurarea unor conferințe. Cei care vor trece pe aragul hotelului vor beneficia și de servicii de turism, dar și de agrement prin spectacole și servicii de echitație. Ion Dumitrel și-a depus astăzi jurământul pentru al treilea mandat ca președinte al Consiliului Județean Alba. Acesta a câștigat funcția în urma alegerilor din 10 iunie, când peste 77.000 de cetățeni din județul Alba i-au acordat votul pentru un nou mandat. Președintele a depus jurământul astăzi la ora 10 la sediul Consiliului Județean. În urma validării voturilor de către Tribunalul Alba, Ion Dumitrel a fost învestit în funcție. Conform articolului 97, alineatul 1, alineatul 2 din legea 67/2004, este declarat ales președinte al Consiliului Județean, candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. Din centralizarea voturilor valabil exprimate, rezultă că, dintre candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean, reprezentantul Partidului Democrat Liberal, domnul Ion Dumitrel, a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, respectiv 77.533 voturi. În
reiterat alegerea domnului Dumitru Ion în funcția de președinte al Consiliului Județean Alba. Sentința a fost pronunțată în ședința publică din 19.06.2012. La aceeași dată a fost adusă la conștiință. Actul de investire a fost semnat de vicepreședintele Tribunalului Alba, de președintele Consiliului Județean și, nu în ultimul rând, de prefectul județului Alba, care a ținut să mulțumească încă o dată celor care s-au prezentat la vot anul acesta, dar și celor care s-au ocupat de organizarea în bune condiții a acestora. Reprezentanților partidelor politice din birourile electorale, că și-au făcut datoria, și, bineînțeles, nu în ultimul rând și în egală măsură, să mulțumesc tuturor cetățenilor județului Alba pentru faptul că au avut o conștiință civică ridicată și au venit la vot ca să-și poată alege cu responsabilitate viitorii reprezentanți în conducerea județului. Încă o dată îl felicit pe domnul președinte Dumitran, îi doresc succes, vă doresc și vă lasă succes în activitate. În sala Mihai Viteazu s-au aflat alături de președintele Consiliului Județean în Alba Sfințitul Irineu, Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, consilier parlamentar, dar și mulți alți reprezentanți ai instituțiilor publice locale. Eu, Ion Dumitrel, președinte al Consiliului Județean Alba, ales și validat în conformitate cu prevederile articolului 88, aliniat 6, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Alba. Așa să ne ajute Dumnezeu. Astăzi a sunat și ultimul clopoțel din anul școlar 2011-2012. Toate școlile au organizat festivități de premiere la care au participat elevi, cadre didactice, dar și părinți veniți să-i felicite și să-i imortalizeze momentul. Curtea școlii Mihai Eminescu a fost neîncăpătoare încă de la ora 8 dimineață, când elevii din toate ciclurile de învățământ au venit pentru a primi diplomele și premiile bine meritate după un an de trudă. Suciu Bogdan, 983. Munțiu Marius, 980. Rusu Radu Alexandru, 980. Și în acest an, școala Mihai Eminescu a avut rezultate remarcabile atât prin notele de 10 pe linie obținute de mulți dintre elevii școlii, cât și prin participarea la olimpiade și concursuri școlare. Elevii școlii Mihai Eminescu încheie anul școlar 2011-2012 cu rezultate de excepție. Putem vorbi de cei 92 de elevi care au terminat cu media generală 10 și de premiile obținute de copiii noștri la diferite concursuri și olimpiade. Nici școala Vramiancu din Alba Iulia nu s-a lăsat mai prejos și a premiat elevii care s-au remarcat la concursurile de la nivel județean și național. La concursul Fii inteligent la matematică, locul întâi cu 100 de puncte, Ursa Daria, clasa a 2-a A, Bărbănțan Georgiana, clasa a 3-a A. Lazar Vlad, clasa a 3-a A. Costea Ioan, clasa a 3-a A. Felicitări! Un premiu special a fost primit de eleva Biroana, care a fost recompensată pentru mediile de 10 obținute în cei 4 ani de studiu în ciclu gimnazial. Un premiu șefului de promoție, adică elevului din clasa a 8-a, care a terminat cu media 10. Anul acesta avem o elevă, Oana Biro se numește, care a terminat cu media 10 în clasele 5-8. Felicitări, Oana! Din partea Societății Cultural-Patriotice Avramiancu, mânează premiu domnul Iosif Vesa. Haide, bani. Emoțiile sunt teribile, mai ales că avem luni examen la română și miercuri la matematică și nu știm ce o să fie. Primul examen din viața noastră o să fie. Și totuși vacanța, acum ai de gând să te petreci? Fără română și matematică. Acum că o să scăpăm de examene, vreau doar să stau și să mă relaxez și să mă bucur dacă intru la liceu.
Pentru o vacanță cât mai activă, elevii care iubesc sportul vor avea la dispoziția lor curtea școlii și sala de sport. E o perioadă de recreere, o perioadă de relaxare în care trebuie să uite puțin de școală și să știe așa, într-un mod foarte util și plăcut, să facă această relaxare. Poate practicând sport, poate făcând activități utile în gospodăriile de acasă sau, de ce nu, lectură, care este foarte important. Și sigur, și alte activități distractive. Noi, ca școală, ne-am gândit la copii pentru perioada vacanței de vară și am organizat clubul de vacanță, unde punem la dispoziție sală de sport, terenurile sportive, calculatoarele și sala de lectură, centru de documentare și de informare, tocmai pentru a veni în sprijinul copiilor care poate nu știu sau nu au cum și cu cine să-și petreacă timpul liber. În rest, îi așteptăm în 10 septembrie, sănătoși și mai mari și poate cu gânduri mai bune în ceea ce privește rezultatele pentru anul școlar, deși nu putem spune că în acest an rezultatele nu au fost bune. Ne-am bucurat de rezultate bune și foarte bune. În speranța că vara va aduce tuturor elevilor multă distracție și recreere, urăm tuturor o vacanță plăcută. Întârzierea implementării proiectelor de informatizare a sănătății ar putea duce la situația în care 40 de milioane de euro să se ducă pe apa sâmbetei. Informatizarea sistemului de sănătate merge în ritm de melc, cu toate că ar aduce economii substanțiale. Deși anunțate cu surle și trâmbițe pe tot parcursul acestui an, rețeta și fișa electronică mai au de așteptat. Mai grave că proiectele sunt finanțate din fonduri europene în valoare de peste 40 de milioane de euro, iar nefinalizarea lor până la termenul convenit ar însemna pierderea banilor. Deși era bătut în cuie termenul de 1 iulie pentru intrarea ei în funcțiune, autoritățile spun că au obținut o amânare până la 1 februarie 2013. În calea rețetei electronice stau însă și obstacole tehnice pentru că nu în toate localitățile există conexiune bună la internet. Deși contractul de finanțare s-a semnat din 2011, până acum s-a făcut licitația și s-au analizat dosarele. Până la aflarea câștigătorului mai este. Opoziția unor medici vis-a-vis de proiect este foarte mare, invocând motive ce țin de confidențialitatea datelor. Prescripția electronică va fi obligatorie abia de la 1 februarie, iar dosarul electronic peste 2 ani. Deși implementarea proiectului a demarat în ianuarie 2011, până acum niciun român nu a primit actul pe care vor fi stocate toate datele personale, dar și de natură medicală. Autoritățile promit însă că din august va începe distribuirea primelor carduri, urmând ca până la sfârșitul anului aproximativ jumătate din români să primească documentele. Deși inițial se știa că fiecare persoană va trebui să plătească 2 euro în schimbul cardului, ministrul sănătății a anunțat că e posibil ca aceste cheltuieli să fie suportate de la bugetul statului. Pentru investirea lui Puiu Hașot în funcția de ministru al culturii, liderul PNL Crin Antonescu recurge la amenințări la adresa președintelui României. Dacă luni șeful statului va refuza să-i dea fotoliu ministerial lui Hașot, liberalii vor iniția procedura de suspendare a lui Traian Băsescu. Președintele PNL Crin Antonescu a amenințat cu inițierea procedurilor de suspendare a șefului statului pentru ziua de luni dacă Puiu Hașot, propunerea PNL pentru poziția de ministru al culturii, nu e investit de Traian Băsescu. Liderul PNL a mai precizat că Puiu Hașot nu va trimite declarația pe propria răspundere solicitată de președinte, care să ateste că teza de doctorat a acestuia și celelalte opere științifice nu constituie plagiat. Cu toate acestea, Traian Băsescu are o decizie a Curții Constituționale de partea sa. Hotărârea Curții Constituționale numărul 98 din 7 februarie 2008 precizează că președintele României poate refuza o singură dată, motivat, propunerea prim-ministrului de numire a unei persoane în funcția vacantă de ministru. După recenta ședință în plen a Senatului, aleșii au votat pentru simplificarea legii referendumului, iar dacă proiectul de lege va trece și de votul deputaților, președintele țării ar putea fi înlăturat din funcție cu votul la jumătate plus unul din numărul celor care se prezintă la urne. Copiii care nu au la zi toate vaccinările ar putea fi respinși la înscrierea în grădinițe și școli. Asta pentru că micuții neimunizați reprezintă un potențial risc de îmbolnăvire în colectivitate. Părinții consideră o asemenea măsură ca fiind o încălcare a Constituției. Totuși, decizia finală este luată de fiecare unitate de învățământ în parte. O hotărâre de guvern mai veche stabilește că intrarea în colectivitate poate fi condiționată de vaccinurile pe care le-a făcut copilul. Măsura se aplică atât în școli cât și în grădinițe, unde copilul ar putea răspândi boli precum rujeola sau rubeola. Părinții care refuză vaccinarea și asumă responsabilitatea pentru o eventuală îmbolnăvire a copilului, în schimb, în colectivitate sunt expuși la risc și cei vaccinați. De altfel, statistici recente făcute la nivel european arată că în țara noastră se înregistrează cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din Uniunea Europeană. Din peste 1500 de cazuri depistate în acest an, jumătate
sunt în România. Medicii au atras atenția nenumărate rânduri asupra importanței vaccinării micuților. Decizia imunizării rămâne totuși la altitudinea părinților, care nu de puține ori se tem de efectele secundare ale vaccinurilor și au rezerve cu privire la eficacitatea lor. Mai mult, condiționarea acceptării copiilor în școli și grădinițe este catalogată de unii părinți ca o gravă încălcare a Constituției. Medicii și farmaciștii din Alba au fost instruiți cum să folosească sistemul de prescriere prin rețetă electronică. De asemenea, toate farmaciile din județ dispun de conexiune la internet, condiție absolut obligatorie pentru validarea rețetei. De la 1 iulie, prescrierea electronică va funcționa în paralel cu cea clasică. Personalul din spitale și toți medicii de familie au participat la ședință de informare în prescrierea rețetei electronice. Cu toate acestea, noi în fiecare miercuri la ora 1 ne întâlnim cu reprezentanții medicilor de familie și continuăm procesul de instruire suplimentar. Vreau să spun că instruirea a fost realizată de reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Alba. Utilizarea rețetei electronice implică existența accesului la internet. Toate cele 83 de farmacii au conexiune la internet, iar număr de puncte de lucru ale farmaciunilor în contract cu casa cu conexiune la internet în rural sunt 19 și număr de puncte de lucru ale farmaciunilor în contract cu casa din Alba 29. Deci, practic, toate farmaciile au conexiune la internet. Noul sistem de prescriere electronică va fi implementat începând din 1 iulie și va funcționa o perioadă în paralel cu cel clasic. Spitalul Județean Alba se confruntă cu o lipsă acută de personal medical. În urmă cu 9 luni au fost solicitate un număr de 62 de posturi, însă Ministerul Sănătății a deblocat doar 4. Lipsa personalului de îngrijire se simte mai pregnant, pentru că aceasta este și perioada de concediu. În secții precum nou născut și pediatrie, deficitul personalului medical, respectiv asistente, infirmiere și îngrijitoare, este foarte mare. Sunt secții, de exemplu, unde lucrăm cu jumătate de personal. În nou născut suntem la jumătate. În secții, în ATI lucrăm un pic mai bine. Deci nu fiecare secție se lucrează pe pat, adică numărul de... este... o marjă. O marjă, adică sunt secții foarte grele, ATI-ul, bloc operator, unde există personal. Dar sunt alte secții unde trebuie să formăm personalul. Nou născut și în pediatrie nu formezi ușor. Trebuie să fie persoane cu competențe dedicate care să lucreze într-o secție atât de grea. Și s-au tot pensionat, posturile au fost blocate. La concursul din 16 iulie s-a înscris doar o persoană pentru unul din cele două posturi de infirmiere. Concursul care îl avem acum derulat este un 3 posturi de asistenție, tot așa cu vechime, și 2 de infirmiere, la care nu s-au înscris la infirmiere pentru că nu au cursurile de OMMR, prin care aceste cursuri se pot face numai de angajații spitalului. Deci, în consecință, vom organiza un concurs intern prin care îngrijitoarele din Spitalul Județean vor trece într-o treaptă în urma unui concurs, vor deveni infirmiere, un concurs așteptat de mult timp și pe urmă să deblocăm posturile de infirmiere, de îngrijitoare, fără vechime. Și în același timp să deblocăm și posturi, să organizăm concurs pe temporar vacante de asistente debutante. Datorită lipsei de personal medical, volumul de muncă este foarte mare. Din cele 11.900 de posturi care s-au centralizat la nivel național, 62 de posturi am solicitat strict necesare pentru deblocare. Din aceste 62, ni s-au aprobat 4 posturi la deblocare. Deci vă dați seama cam care este proporția. Situația actuală este cauzată în mare măsură de pensionările și plecările voluntare ale personalului medical, fapt ce a dus la blocarea posturilor. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!